Dumnezeu în mila și în îndurarea sa ne-a descoperit planul său divin a modului în care noi putem să supraviețuim în timpul sfârșitului. Este un program inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care noi putem să cunoaștem toate acele pericole, toate acele capcane care au fost puse înaintea noastră pentru a împiedica pregătirea pentru ultimul conflict. Iar în această ocazie, prieteni, vreau să vă invit să studiem împreună o problemă foarte, foarte importantă. Aș vrea să vă pun o întrebare mai întâi. Doriți să vă găsiți printre aceia care, la sfârșit, atunci când va veni ultima criză îngrozitoare, mondială, asupra acestui pământ, vreți să fiți printre aceia care vor rămâne în viață? Care vor scăpa cu bine din ultimul mare conflict? Și doriți să știți cum putem să ne pregătim pentru acel moment? O, prieten, cât de bun este Dumnezeul nostru! El ne-a descoperit în detaliu lucrurile pe care trebuie să le facem, așa încât să fim în cea mai bună condiție posibilă din punct de vedere fizic, spiritual și mental în ultimul mare conflict. Haideți să citim împreună gândul acesta. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 23. Apostolul Pavel ne spune așa. 1 Tesaloniceni 5, cu 23. Dumnezeul păcii. Îmi place atât de mult această idee, acest cuvânt. Dumnezeu este prezentat aici cum? Ca un Dumnezeu al păcii. Adică Dumnezeu vrea să avem ce? Pace. Vom putea noi să avem pace atunci când în jurul nostru va fi un haos total? Când nu va mai fi nimic sigur? Când lumea aceasta se va întoarce cu susul în jos și când toate lucrurile se vor da peste cap? Vom putea noi în mijlocul acelor evenimente finale să avem pacea lui Dumnezeu? Prieteni, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Haideți să vedem ce include această sfințire, care înseamnă, de fapt, pregătirea pentru ultimul conflict. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Deci Dumnezeu are în vedere ca în ultimul conflict noi să rămânem întregi, să nu suferim nici măcar un pic, frații mei, să nu fim afectați deloc de ceea ce se va întâmpla. Vă dați seama ce program minunat include Dumnezeu în cuvintele acestea? El are în vedere asemenea experiențe lui Noe ca noi să trecem prin ultima mare încercare, fără să pierdem absolut nimic, prieteni. Vreau să vă întreb ceva. A pierdut Noe ceva din punct de vedere fizic, a resurselor? A pierdut el ceva? Nu, prieteni. Totul era investit în arcă și a dus cu el în lumea nouă toate cele lucruri pe care le-a investit. Adică investiția lui a fost în ce? În ceea ce Dumnezeu i-a spus și ca atare el n-a pierdut nimic în apele potopului. Așa se va întâmpla cu toți copiii lui Dumnezeu ascultători care se pregătesc pentru acest conflict. Dar vreau să mai vedeți ceva. Noe n-a pierdut nimic bun în materiale, n-a pierdut nimic nici din punct de vedere fizic. El și familia lui care s-au aflat în arcă n-au suferit nici măcar o rană, n-au avut nicio rană pe ei în urma acelui cataclism mondial. Au rămas întregi. Au supraviețuit și spiritual și mental, prieteni. Au avut parte de programul care i-a pregătit din toate punctele de vedere să treacă prin acea criză finală. Și Dumnezeu are în vedere același lucru pentru noi care trăim astăzi înainte de a doua venire a Domnului Hristos. Haideți în această ocazie să studiem doar o parte din acest gând și anume vrem să vedem ce are Dumnezeu în vedere pentru ca noi să putem supraviețui, să putem scăpa cu bine din ultimul mare conflict și să rămânem în picioare din punct de vedere fizic, prieteni. Pentru că am citit aici că trupul nostru trebuie sfințit el însuși pe deplin. Deci Dumnezeu vrea să ne ofere o pregătire fizică așa încât noi să rezistăm. Și acum gândiți-vă puțin. În momentul în care acest conflict final se va
dezlănțui, în momentul în care va izbucni. Vreau să știți că ceea ce se întâmplă astăzi, dezastre naturale, calamități, răscoale, revolte, situația și starea actuală a societății, neliniștea, stresul, îngrijorarea, toate lucrurile care se întâmplă, epidemiile, bolile, toate sunt în creștere. Ele cresc mereu în intensitate, pe măsură ce ne apropiem de acel moment. Așa încât starea lumii noastre va deveni una foarte agitată. Și în mijlocul acestei agitații, acestui haos mondial, Dumnezeu vrea să aibă niște copii ai Săi. Un popor bine pregătit, din punct de vedere fizic, ca să facă față la orice situație și orice încercare care va veni în viitor. Acum, prieteni, vreau să vă întreb ceva. Vă amintiți că în profeția Cuvântului Dumnezeu ni se prezintă o situație în care noi vom fi nevoiți să lăsăm toate lucrurile și să fugim la munți? Deci avem noi nevoie de o pregătire serioasă din punct de vedere fizic pentru ca să știm cum să supraviețuim în timpul acela. Include Dumnezeu în programul Lui de pregătire anumite lucruri care au ca scop să ne pregătească în mod special pentru a rezista fizic? Prieteni, un gând pe care aș vrea să-l amintesc în această ocazie, însă n-aș vrea să mergem în direcția aceasta. Da? În momentul de față, vreau doar să-l amintim, pentru că face parte din pregătirea fizică. Este mesajul afară din orașe și viața la țară. Acela este programul complet pe care l-a avut și noi în pregătire pentru criza finală. Sunteți de acord cu mine? Haideți să citim un detaliu, poate nu știați lucrul acesta. Nu doar că noi a trebuit să-și construiască o corabie la porunca lui Dumnezeu, în care să-și scape viața lui și a familiei, dar vreau să vedeți că împreună cu acea construcție a corăbiei, Noe a avut parte și de un program de agricultură, prieteni. Noe a cultivat pământul. De unde știm lucrul acesta? Geneza capitolul 6 și vom citi versetul 21. Spune, ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Deci noi am avut nevoie de merinde, de hrană, de conserve. A avut nevoie de toate acestea pentru un an și ceva cât au stat în corabie. Și Dumnezeu l-a pus să facă rost de toată această hrană, să a condus cu alte cuvinte un program de agricultură care l-a ajutat să supraviețuiască fizic în ultima criză. Și să nu credeți că era puțină hrană și puțină mâncare. Erau atâtea animale în corabie acolo, plus familia lui Noe. Să mănânci un an și ceva de zile și să nu se termine resursele. Prieteni, aici avem programul care spune viața la țară. Și toți cei care vor să scape cu bine în ultimul conflict trebuie să asculte de Dumnezeu în această privință. Dar vreau să mergem într-o altă direcție în această ocazie. Pregătirea aceasta fizică, prieteni, include mai multe aspecte. Chiar mai mult decât această ieșire din orașe și faptul că tu locuiești la țară. Pentru că tu poți să fii afară din oraș, să locuiești la țară, dar totuși poți să faci anumite lucruri în viața ta zilnică, în viața practică, care să lucreze împotriva pregătirii tale pentru timpul final. Aș citit, prieteni, că Dumnezeu spune că noi vom îndura foamete și oboseală și amânare și situații grele. Deci, fizic vorbind, va trebui să fim în stare să facem față la presiunea și tensiunea care va fi în acel timp. Și vreau să vedeți care sunt lucrurile care ne vor susține. Îmi place versetul acesta din Apocalipsa, capitolul 14 cu 12, unde Biblia spune așa, aici este ce? Răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Ne va trebui răbdare, prieteni, în timpul acela. Ne va trebui o rezistență mare ca noi să facem față situației, fizic vorbind. Va trebui să avem o constituție atletică, aș putea să spun. Dacă este vorba ca noi să fugim la mulți prieteni, dați-mi voie să vă spun ceva. Este posibil ca un om obez, care are 100 și ceva de kilograme, să fugă la munte și să urce muntele? Păi dacă el merge doar câțiva metri, deja gâfâie și nu mai poate să facă nimic. Înseamnă că pregătirea fizică are de-a face cu ce? Cu farfuria noastră, prieteni. Cu reforma sanitară. O, dragi prieteni, orice lucru care ne împiedică din punct de vedere fizic să fim într-o condiție și o stare bună, ca în situația aceea de criză extremă să fim în stare să fugim,
Să rezistăm fără mâncare mult timp. Să îndurăm greutăți. Vom dormi în stâncile munților. Nu va fi ușor. Dar întrebarea este cum ne pregătim, prieteni. Ne pregătim stând în fața televizoarelor? Ne pregătim prin lipsa de exercițiu fizic? Nu, prieteni. Vreau să vedeți că pregătirea aceasta include cele 8 legi ale sănătății. Înseamnă ca noi să urmăm planul divin al lui Dumnezeu cu privire la alimentație, la reforma sanitară și la un stil de viață sănătos. Și nu vei putea să scapi altfel din ultima încercare. Nu te amăgi pe tine însuți despre lucrul acesta. Acum aș dori să vedeți că Satana luptă exact în același punct, pentru că el vrea să ne conducă pe noi să abuzăm de sănătatea noastră, să poftim lucrurile care nu sunt sănătoase, să ne hrănim cu o hrană care nu are ca scop să ne pregătească, ci are ca scop să ne împiedice această pregătire fizică. Și în timp ce oamenii aceia, frații mei, când va veni ultima criză finală și va fi îngrozitor, în mod special când vor cădea cele 7 plăci, va fi îngrozitor. Dumnezeu vrea ca noi să putem face față acelei situații și să trecem cu bine de timpul acela greu. Dar în timp ce copiii lui Dumnezeu vor face pregătirea aceasta și slavă Domnului vor trece cu bine prin acea încercare, oamenii îngroziți din jurul lor vor striga la stâncile munților să cadă peste ei. Și în timp ce oamenii strigă și se vaită de jur împrejur, este un sunet îngrozitor pentru urechile noastre. Va fi greu. Vom fi chiar în mijlocul acestei stări de lucruri. Noi vom striga, iată Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Ce minunat va fi că vom putea să rezistăm și să trecem prin timpul acela. Dar știți de ce vom trece cu bine? Pentru că astăzi am ascultat de ceea ce spune Dumnezeu. Mergeți în Luca 21. Așa cum spuneam într-o altă ocazie, în Matei 24 Dumnezeu ne oferă un plan de supraviețuire, de rezistență pentru ultimul conflict final. În Luca este interesant că Domnul Hristos aduce în atenție alte aspecte pe care Matei nu le amintește. Și această Evanghelie vine și completează la aceste lucruri. Uitați-vă mai întâi cu mine în Luca 21 cu 25. Vor fi semne în soare, lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul uletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile celor vor fi clătinate. Observați ceva, prieteni, aici în versetul acesta? Oamenii își dau sufletul de groază când? Când a venit încercarea sau înainte? Înainte! Ei anticipează nenorocirea, anticipează răul, anticipează situațiile critice care vor veni asupra acestui pământ. Și de frica lucrurilor care se vor întâmpla în viitor, ei își dau sufletul de groază. În limba engleză spune că inima lor cedează. Infarct, prieteni. Știați că atunci când Domnul Hristos a amintit această problemă și a vorbit despre acest pericol al zilelor din urmă, El a privit la generația noastră cu ochi profetic și a văzut exact timpul acesta, ne-a văzut pe noi, cei care suntem astăzi, în lumea aceasta. Și Domnul Hristos aici amintește cauza numărul 1 a deceselor la nivel mondial. Știți care este, prieteni? Bolile de inimă. Și Domnul Hristos aici vorbește despre boala inimii. Da, e adevărat că boala de inimă este în strânsă legătură cu mintea noastră. Frica, spaima, groaza, stresul influențează inima și până la urmă inima cedează. Dar vreau să vedeți cum cuvântul profetic al lui Dumnezeu pune degetul pe problema numărul 1 a generației noastre. O, prieteni, dar nu este doar atât. Vreau să știți că dacă numai stresul ar provoca boli de inimă, poate că ar fi mai puține decese din această cauză, dar mai este ceva care ajută. Mai este ceva care amplifică această problemă. Haideți să vedem. Mai întâi vreau să vedeți că în timp ce oamenii din jurul nostru își dau sufletul de groază, în timp ce ei fac infart, atac cerebral și cad jos, ori rămân paralizați, ori își încheie viața. În lumea aceasta va exista un grup de oameni care, pe măsură ce se apropie sfârșitul, vor avea o atitudine total diferită. Versetul 28 îi descrie. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați unde? În sus! Și să vă ridicați capete pentru că izbăvirea voastră se apropie. Iată ce are Dumnezeu în vedere pentru mine și pentru tine. El vrea ca în timp ce lumea aceasta este plină de îngrijorări, de stres, de neliniște, de groază și așa mai departe, teamă, frică, anxietate, depresie, El vrea ca noi să privim în sus și să ne găsim scăparea privind la Dumnezeu.
Pentru că izbăvirea noastră se apropie, este speranța noastră. Vreau acum să privim împreună la versetul 34. Luați seama, spunea Iisus, la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare. 1. Și băutură. 2. Și cu îngrijorile vieții acestea. 3. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Prieteni, peste cine va veni ziua Domnului ca un laț, ca o capcană, ca o cursă? Pe neașteptate, pentru aceia care sunt afectați de următoarele trei lucruri. Și vreau să vedeți că Domnul Hristos aici amintește niște lucruri care au de-a face cu viața noastră practică, care lucrează împotriva trupului nostru și ne defavorizează. Este în detrimentul nostru. Nu ne ajută în pregătirea noastră fizică pentru ultimul conflict. Care sunt cele trei lucruri? Vreau să le amintim pe rând. Îmbuibare de mâncare. Prieteni, hai să ne gândim puțin. Ce înseamnă îmbuibare de mâncare? Nu înseamnă doar mâncarea nesănătoasă. O, nu, prieteni. Este posibil ca să mănânc cea mai bună hrană posibilă, dar să mă îmbui, să mănânc peste măsură. Sau este posibil să fiu vegan, dar să amestec alimentele în așa fel încât să-mi facă rău din punct de vedere al sănătății. Când Iisus a zis îmbuibare de mâncare, El face referire la tot ce înseamnă problema alimentației și stilul de viață sănătos în ce privește hrana pe care noi o consumăm. Adică are de-a face cu timpul când mănânci, are de-a face cu cât mănânci, are de-a face cu ceea ce mănânci, are de-a face cu mulțime de aspecte și de lucruri. Și după cum vă spuneam, noi putem să ne îmbuibăm și cu o hrană sănătoasă. Știți la ce ne invită Dumnezeu aici dacă vrem să scăpăm în ultima mare criză finală? El ne cheamă pe noi la o reformă în dieta noastră. Ne cheamă pe noi, frații mei, la o dietă simplă, bazată pe fructe, vegetale, cereale și nuci. Cele patru categorii pe care le-a spus Dumnezeu când a dat această dietă în grădina Edenului. Asta este dieta originală a omului și noi trebuie să ne întoarcem înapoi la ea. Vă spun, prieteni, lucrul acesta. Poate nu mă credeți, dar sora White în Dietă și Hrană spune că toți acei oameni care nu sunt convertiți cu privire la mâncatul de carne, care n-au lăsat cu totul alimentul acesta deoparte, nu vor mai face parte din poporul lui Dumnezeu când vine criza. Deci când Domnul Hristos a rostit aceste cuvinte, avea el dreptate 100%. Vedeți că aici este o condiție, prieteni? Ca tu să reziști fizic prin ultima criză, tu trebuie astăzi să ai parte de o schimbare radicală în alimentația ta. În dieta ta. Și chiar sora mai spune într-un loc că este mai bine să mâncăm 2 mese pe zi decât 3. Adică Dumnezeu ne cheamă la cumpătare. Uneori e bine chiar să postim. Prieteni, nu trebuie să facem din pântecele noastre un Dumnezeu. Trebuie să fim oameni cumpătați, temperați. Și alimentele pe care noi le mâncăm să fie alese cu mare grijă, să fie cele mai bune posibile. Dar și când le-am ales pe cele mai bune, haideți, prieteni, să le mâncăm după planul lui Dumnezeu. Nu mâncăm peste măsură. De ce lucrul acesta? Pentru că toate aceste lucruri dăunează grav sănătății și în loc să ne pregătească pentru ceea ce va veni, ne împiedică. Știați că un stomac plin și cu mâncare în exces întunecă mintea și nu mai putem judeca cum trebuie? Acum vreau să vedeți, Domnul Hristos amintește al doilea lucru. Băutură. Deci nu doar mâncarea este o problemă în calea pregătirii fizice, dar și băutura este o problemă. Acum, băutura, sunt sigur că se referă în primul rând la băuturile acestea care n-ar trebui puse niciodată în gură. Și noi, de obicei, când ne gândim la asta, ne gândim la alcool, la bere, la whisky și la toate aceste sortimente. Vinuri, fermentat și așa mai departe. Dar, prieteni, nu este vorba doar de astea. Haideți să vă întreb mai întâi, ce face alcoolul la nivelul minții, în momentul în care tu bei alcool? Îți dă peste cap procesul gândirii. Adică îți afectează mintea, creierul, celulele din creier, da? Neuronii aceia nu mai sunt în stare să funcționeze cum trebuie. Și lucrul acesta este în defavoarea ta, pentru că te va conduce să iei decizii greșite. Să faci lucruri nepotrivite. Dar, prieteni,
Satana are mai multe oferte pentru cei care n-ar folosi niciodată și n-ar pune gura lor acolo. Știți cu ce vine Satana? Vine la noi cu cafeaua. Și aici vreau să amintesc, frații mei, că în Biserica Adventistă de ziua șapte lucrul acesta a devenit popular. Este la modă să bei cafea în Biserica lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun o problemă. Înaintea lui Dumnezeu, alcoolul, de orice fel ar fi el, și cafeaua sunt pe aceeași linie. Și nu încercați, frații mei, să spuneți că nu este adevărat, pentru că dacă spuneți așa, înseamnă că n-aș citi suficient ce spune sora White. Singura diferență între alcool și cafea, știți care este? Că efectul cafelei este unul mai lent. Efectul alcoolului este mai rapid. Adică un om care se îmbată, el imediat își pierde mintea și își pierde controlul asupra simțurilor lui, dar un om care bea cafea, se întâmplă același lucru, însă este un proces mai lent. Și poate că nu merge atât de departe, dar are același efect într-un final. Distruge creierul, frații mei, și sistemul nervos. Am amintit cafeaua. Băuturile răcoritoare, frații mei, Coca-Cola, Fanta, gândiți-vă la toate aceste sortimente de băuturi. Orice băutură care afectează mintea noastră, în cea mai mică măsură, este un pericol din punct de vedere fizic pentru fiecare dintre noi, în vederea pregătirii pentru criza finală. Noi trebuie să ne lipsim, trebuie să dăm la o parte aceste lucruri din viața noastră, prieteni. Avem de-a face cu probleme practice. Vă dați seama că Domnul Iisus Hristos a inclus aici tot ceea ce produce lumea noastră de astăzi, industria aceasta a băuturilor? Și putem să adăugăm și dulciurile acolo, prieteni. Și ciocolata, și toate aceste dulciuri care au ca scop să facă același lucru. Ele intră în sângele nostru și ajunge la creierul nostru și ne afectează gândirea. Vreau să vă dau un exemplu. De ce credeți că un pilot care pilotează avioane nu are voie să bea multe din lucrurile pe care le-am amintit, dacă nu chiar niciuna, și nu are voie de asemenea să mănânce nici măcar dulciuri sau lucruri care ar putea afecta gândirea? Știți de ce? Pentru că mintea lui trebuie să fie alertă. Trebuie să fie trează. El nu-și poate permite să aibă cea mai mică influență, să pună în el ceva care să influențeze în cea mai mică măsură gândirea lui. De ce? Pentru că are de luat niște decizii extrem de importante de care depinde viața multora. Nu este așa? Însă aș vrea să vă spun o problemă. Satana ne-a înșelat să credem că pentru un pilot e important să se abțină pentru că el conduce un avion. Dar, prieteni, noi avem de luat decizii zilnic cu privire la viața noastră care sunt mai importante chiar decât decizia unui pilot. Știați lucrul acesta? Și noi ne permitem să punem în trupul acesta tot ceea ce este nesănătos și să influențăm gândirea noastră, să facem conștiința judecata să doarmă? O, prieteni, riscăm enorm când facem lucrul acesta. Putem să experimentăm o tragedie. Într-un final, dacă continuăm să abuzăm de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, noi trebuie să avem în vedere să păstrăm sănătatea în cea mai bună condiție posibilă. Asta înseamnă pregătirea pentru criza finală. Și mai este un lucru pe care l-a amintit Iisus. Cu îngrijorările vieții acestea. Aici avem un alt domeniu, prieten, în care Satana se pare că excelează în viața copiilor lui Dumnezeu. Știți care este problema aici? Îngrijorările vieții acestea s-ar traduce cam așa. Muncă, muncă și iar muncă. Muncești ca un sclav în exces. Și ziua și noaptea. Și de ce facem asta, prieteni? Știți ce spun oamenii când îi întrebi? Păi trebuie, omule, cum? Dar trebuie să trăiesc. Am familie, am copii. Trebuie să trăim, trebuie să facem ceva. Dar haideți să ne gândim puțin în detaliu. Ce înseamnă când omul spune trebuie să trăim? Fiți atenți. Pentru omul din generația noastră, a trăi înseamnă să-ți cumpere o mașină scumpă, neapărat. Trebuie să ai cel puțin o mașină. Cum? Dar toată lumea are, nu? Fără mașină nu ne putem descurca. Deci lucrează din greu ca să-ți iei o mașină și cât mai scumpă, cât mai faină, să fie cel puțin așa, să te apropii cât mai mult de ceilalți. Da? Să nu fie chiar o mașină așa mai inferioară, pentru că nu dă bine. Dar după ce ai avut-o pe prima, după aceea, ce face omul? El zice, nu, trebuie să mai am încă una. De ce? Păi poate îi trebuie și la soția mea. Dar nu numai asta. El se uită la vecinul lui care are deja două, trei mașini și spune, măi, eu trebuie să fac ceva, un efort mai mare. Păi cum, am rămas în urmă? Prieteni, este adevărat ce spun?
Dar nu numai mașina este problema. Te uiți la vecinul tău, ți-a făcut o casă mare cu 3 etaje și și-a pus țiglă de aia scumpă și-a făcut geamurile cele mai bune, ușa. Vai ce faci, și-a mobilat bucătăria, să vezi dormitorul cum arată, să vezi. O băga materiale scumpe. Păi și cum să mă mulțumesc eu să-mi fac o casă așa ieftină? Nu. Trebuie să mă duc în străinătate, voi munci zi și noapte, voi trage ani de zile, nu contează sănătatea mea, nu contează ce se întâmplă cu familia mea, eu trebuie să fac banii ăștia. De ce? Pentru ca să țin pasul cu vecinul meu, să țin pasul cu lumea. Și aș putea să continui, prieteni, cu o listă mare. Atât femeia în familie, soția, cât și bărbatul, sunt pur și simplu, sunt împinși de această influență a lumii noastre. De a ține pasul cu lumea. Nu ai somn zi și noapte la gândul că vecinul tău și-a schimbat geamurile sau mobila în bucătărie și că arată mai bine decât la tine în casă. Și vrei să alegi în goana aceasta nebună, în cursa aceasta nebună, pentru ca să faci mai mulți bani. Și făcând asta, uneori trebuie și soția să meargă la lucru pentru că nu ajung bani în casă. Dar de ce n-ajung, prieteni? N-ajung pentru că Dumnezeu nu ne dă cât ne trebuie. Nu, prieteni. Este pentru că nu ne ajung lăcomiei noastre, lăcomiei ochilor noștri și a minții noastre, influențate de Dumnezeu veacului acestea. Acolo este problema. Îngrijorările vieții, prieteni, înseamnă ca tu să lași lumea aceasta, cu tot ce îți oferă ea, să pună asupra ta o povară și o tensiune imensă, un stres mare, în care tu alergi ca un om ieșit din minți, pentru ca să câștigi mai mult și pentru ca să-ți permiți mai mult. Lucruri care, însă fiți atenți ce spun, nici măcar nu sunt necesare. Nu sunt necesare, prieteni. Și copiii rămân acasă cu cine? Cu îngrijitoarea. Deci mama își lasă copiii acasă, îi cum să spun eu, îi lipsește de educația adevărată și aleargă încolo și cu aceea să facă bani. Și eventual știți de ce femeile mai vor să facă bani? Ca să facă moda. Orice articol nou care apare în magazin trebuie să-l cumpere. Și cheltuie milioane de lei pe lucruri nenecesare. Prieteni, trebuie să scăpăm de sub influența aceasta nebună. Pentru că indiferent ce afectează mintea noastră, indiferent cum ne îmbată satana, fie că ne îmbată și ne stupefiază prin această goană nebună după bani și muncă în exces, fie că o face prin băutură sau prin mâncăruri nepotrivite, direcția este aceeași. El ne pregătește ca noi să cedăm din punct de vedere fizic când va veni marea încercare. Un om care aleargă ca nebunul după bani, prieteni, dați-mi voi să vă spun. Eu nu cred că are o tensiune bună, normală. Eu nici nu cred că are o sănătate cum trebuie. El este mereu în stres. Și stresul acela, dacă îl pui împreună și cu alimentația nepotrivită și cu băuturile nepotrivite, iată, prieteni, de ce mulți oameni mor din cauza de atac de inimă. Fac infart. Pentru că aceste lucruri lucrează împreună. Vă dați seama că în acest pasaj Domnul Hristos arată cu degetul spre problema colesterolului? Nu este colesterolul o problemă astăzi că oamenii mănâncă gras? Și pe lângă faptul că mănâncă gras, sunt stresați și îngrijorați? Se uită la televizor fiecare seară la toate știrile și își încarcă mintea cu știri din astea îngrozitoare. Și trăiesc într-o spaimă continuă. Și aceste lucruri, alimentația nepotrivită plus grijile, frații mei, dau mâna împreună. Și când s-a întâmplat asta, tu faci un atac de corp. Se întâmplă ceva cu inima ta și ai murit. Sau rămâi paralizat pe viață. Nu asta este situația lumii noastre la momentul de față. Dar Dumnezeu vrea ca acei creștini care îl ascultă pe el să n-aibă parte de așa ceva. Uitați-vă planul lui Dumnezeu pentru creștini. Versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Prieteni, expresia să stați în picioare înaintea Fiului Omului, înainte de a fi ceva, de a fi o învățătură spirituală sau în sens, da, figurativ, spus lucrul acesta. Vreau să știți că mai întâi se referă la aspectul fizic. Noi chiar vom avea nevoie să stăm în picioare fizic vorbind. Când toți oamenii vor cădea, frații mei, din cauza bolilor și a unui stil de viață nesănătos. Și lucrul acesta înseamnă că noi avem nevoie de următorul gând. Fiți atenți. Domnul Hristos spune așa. Dacă vrei să fii ferit de aceste trei pericole, îmbuibare de mâncare, băutură și îngrijorările vieții, tu trebuie să ai parte de veghere continuă și rugăciune.
Dar știți de ce nu avem timp să ne rugăm și să vegem? Sau știți de ce nu avem chef să facem lucrul acesta? Pentru că mâncăm nesănătos, bem ceea ce nu trebuie și suntem peste măsură de încărcați cu problemele vieții acestea. Și aceste lucruri ne iau pofta de cele spirituale. Nu am dreptate, prieteni? Vedeți cum acestea influențează lucrarea cealaltă spirituală care trebuie făcută? Și vedeți cum una pe alta se influențează așa încât noi să nu avem parte de pregătirea necesară? Prieteni, dacă noi vrem să scăpăm de aceste pericole pe care Domnul Hristos le-a amintit, noi trebuie să începem să vegem și să ne rugăm împotriva tendințelor noastre firești, pământești. Pofta aceasta trebuie stăvilită. Și haideți să cerem Dumnezeu în această ocazie ca să ne conducă prin această experiență. Pentru că dorința noastră, știți care este, prieteni? Este ca noi să rămânem în picioare când va veni Fiul Omului. Pregătirea fizică este extrem de importantă. Așa cum Iosif și Daniel au supraviețuit în timpul lor, pentru că au aderat la principiile lui Dumnezeu și au rămas ca o stâncă lângă adevăr, prieteni. În același fel, tu și cu mine vom putea să trecem cu bine prin criză, ca și ei, doar dacă vom asculta de Dumnezeu și de ceea ce îmi spune. Dumnezeu să te ajute și pe tine și pe mine să avem parte de această pregătire fizică, la modul cel mai serios. Și haideți să dăm la o parte toate acele lucruri din viața noastră care împiedică această pregătire, dar în mod mai clar și mai exact, să dăm la o parte alimentația nesănătoasă, obiceiul de alimentație nesănătoase, tot ce ține și de băutură, da, băuturile nesănătoase și de asemenea, prieteni, haideți să avem o viață liniștită. Haideți să căutăm prezența lui Dumnezeu. Haideți să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat El și să n-alergăm după lucrurile care nu ne sunt necesare. Și să dăm mai mult timp lucrurilor care au cu adevărat valoare. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ascultăm de aceste îndemnuri sfinte și într-un final să fim printre aceia care vor rezista fizic și vor supraviețui în ultimul mare conflict. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare.